Și ne descurcam pentru că era un pas către autonomie în blocurile comuniste din București sau din țară să ai centrale de apartament. Cât de bine primesc românii această informație că centralele lor, în care deja au făcut investiții, ar putea să fie interzise din anul 2026. Vom vedea. Avem o legătură directă cu domnul Claudiu Crețu, este șeful Termoenergetica. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnule Crețu. Sper că ne și auzim. Referitor la... Bună ziua, mă auziți? Da, vă rog. Referitor la întrebarea dumneavoastră, înțelegerea mea este că nu se vor mai permite instalarea unor centrale noi. A, după bun. Se vor interzice e foarte centralele deja montate. Deci nu ne scoate nimeni din casă centrala evident, deja montată. Evident. Doar că nu avem voie să ne mai instalăm centrale noi. Aș dori să explic un pic și contextul. Vă rog. Uniunea Europeană merge pe drumul decarbonării, merge pe drumul electrificării, merge pe drumul unui mediu cât mai curat. Sistemele centralizate în care pot fi introduse energii cât mai verzi, evident că sunt soluția corectă pentru marile aglomerări urbane. În momentul în care ai cât mai puține coșuri de fum într-un oraș, aerul pe care îl respirăm noi, copiii noștri, este unul cât mai curat. Păi da, dar România e în alt film. Noi suntem în alt film acum. Energii din acestea verzi, cum spuneți dumneavoastră, nu prea sunt folosite. Au încercat oamenii să-și pună panouri fotovoltaice, au așteptat cu lunile să li se deconteze. Nu are treabă cu dumneavoastră la Termoenergetica. Alte autorități, Ministerul Mediului. Deci nu suntem în filmul ăsta. Credeți că e o chestiune bună asta, că n-avem voie să ne mai punem centrale de apartament? Din punctul meu de vedere, chiar dacă suntem într-un decalaj față de Europa civilizată, față de Europa de vest, drumul este corect și noi suntem în Uniunea Europeană, deci suntem în marele film european, dar într-adevăr cu întârziere. Da, sunt niște episoade în urmă. Da, așa este. E niște episoade în urmă. Ce este important acum este că se fac și se vor face investiții în conducte astfel încât să nu mai avem aceste pierderi și avarii. Fac mențiunea că peste o lună, două, odată cu venirea primăverii, vor începe șantierele pe fonduri europene, inclusiv în București. Deci Uniunea Europeană finanțează sistemele centralizate. Analizăm posibilitatea în viitor de a introduce energie geotermală, pentru că avem această resursă în nordul Bucureștiului și pregătim proiecte în acest sens. Deci este important ca pe viitor să ne gândim foarte atent la aerul pe care respirăm. Sănătatea noastră și a copiilor noștri ține de toate aceste măsuri prin care să avem un aer cât mai curat. Sănătatea ține și de igienă și de căldură, pentru că nenumăratele ierni în care au avut loc avarii și am stat de vorbă cu dumneavoastră de atâtea ori, duc la boli, la reumatism, duc la boli cardiovasculare, disconfortul provocat de faptul că n-a existat atâta timp apă caldă în București a avut consecințe psihice, cu siguranță, domnule Crețu. Deci viitorul ăsta nu se construiește. 2026 pare, chiar dacă nu e mâine, dar e destul de aproape. Adică în 3 ani, 4 ani de aici înainte, credeți că Bucureștiul va fi gata pentru scenariul acesta? Din punctul meu de vedere, nu știu dacă anul 2026 este anul în care Bucureștiul este gata. Dar trendul, drumul pe care mergem este clar acesta. Și s-au dezvoltat în ultima perioadă soluțiile electrice, pompele de căldură. Uh-huh. Iarăși pot fi soluții verzi pentru a asigura încălzirea. Foarte multe case au trecut. Nu sunt specialist, înțeleg că sunt destul de scumpe pompele de căldură. Acum depinde și prețul gazului. Cunoaștem că este plafonat până în 2025. Nu știm dacă din 2025 dacă va mai fi plafonat sau nu. În fine, fiecare familie își va face acum acest calcul. Acum a scăzut sub nivelul calcul de plafonare prețul gazului. Adică e la nivelul din iulie 2021. Bun, deci în concluzie, sunteți optimist și credeți că așa o cadență a lucrărilor până în 2026 nu ne prinde chiar în secvența Exact. Nu ne va prinde descoperiți, ne va prinde cu un sistem funcțional și fără să mai avem asemenea probleme. Totul prin investiții. Oamenii, acum, din informație dumneavoastră, mai merg pe soluția asta a centralelor de apartament?
În București sunt puțini și din ce în ce mai puțini, iar asta evident că depinde și de modalitatea în care noi funcționăm. Dumneavoastră termoenergetica. Noi termoenergetica. Da. Păi, atât timp cât livrăm căldură, iarna aceasta ne-a ajutat, ca ultimele 3-4 ieri, ne-a ajutat într-adevăr și vremea, dar au fost mai puține probleme față de ultimii 2-3 ani. Și atunci sperăm în acest sens să nu mai fie aceste debranșări și treceri pe centrale de apartament, mai ales în condiția în care trecerea pe o centrală de apartament costă și centrala și instalațiile. Adică e totuși o investiție, nu? Sigur că da, dar e un efort pe care l-au tot făcut oamenii în speranța unei vieți normale, că dreptul la apă caldă și căldură ar trebui să fie unul pe care nici n-ar trebui să-l discutăm. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Crețu, și eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ne întoarcem după o scurtă pauză.